Salut prieteni și bine v-am găsit pe tutorialevideo.info. În tutorialul video de astăzi vom continua să vorbim despre Bitcoin și astăzi am să vă arăt cum putem primi plăți, cum putem trimite plăți, cum putem genera monede de tip Bitcoin cu ajutorul plăcii video și multe alte secrete pe care am să vi le arăt în video de astăzi. V-am explicat pentru cei care nu au urmărit primul tutorial video despre Bitcoin. Puteți căuta pe website-ul nostru ce este Bitcoin și o să găsiți acolo toate detaliile despre Bitcoin. Da? Astăzi am să vă arăt despre Bitcoin și mai exact cum puteți primi plățile. Da? Pentru început am intrat pe website-ul oficial bitcoin.org. Acum de aici ne descărcăm, să zic așa, wallet-ul nostru sau portofelul nostru. Da? Dăm click pe Choose your wallet. Și avem aici, deci puteți să vă faceți acest wallet pe Bitcoin Qt, pe Windows, Mac și Linux sau Bitcoin Wallet pentru Android. Da? Am să vă arăt și acela de Android pentru că este, l-am instalat și noi pe un telefon cu sistemul de operare Android. Ce trebuie să vă spun despre acest portofel? În cazul în care formatați, restartați, schimbați hardul, ați pierdut portofelul, adică ați pierdut toți banii sau toate monedele de tip Bitcoin din contul vostru. Acel portofel nu poate fi regenerat pentru că la fiecare instalare a acestui program vi se va genera un portofel nou. Tocmai de aceea trebuie să fiți foarte atenți unde și pe ce calculator vă salvați. Pentru cei cu telefoanele cu sistemul de operare Android, le recomand să instaleze fără nicio problemă pe telefonul lor. Haideți că vă și arăt. Numai puțin să conectez telefonul. Să vedeți exact. Cum arată pe telefon. Da, vedeți aici în partea stângă am Bitcoin. În partea stângă aveți afișată adresa, adică acea adresă pe care o să primiți banii în cazul în care generați monede de tip Bitcoin sau vă achiziționați monede de tip Bitcoin. Iar în partea dreaptă este codul QR care poate fi scanat cu alt telefon, să zic așa, ca să vă trimit altcineva monede de tip Bitcoin. Ok, acum haideți să vă arăt pe Windows cum vă generați acest wallet. Da? Deschidem Bitcoinul, dăm click aici pe un bloc. În mod normal, generarea unui nou portofel, să zic așa, poate dura câteva ore bune. Nu vă impacientați pentru că, în mod normal, vedeți aici că programul nostru se sincronizează cu rețeaua, da? Nu a mai fost sincronizat cu rețeaua de 1552 de zile. Tocmai de aceea, el acum trebuie să descarce toate fișierele de pe serverul principal pentru a fi sincronizat. Acest lucru poate dura până la câteva ore. Lăsați-l deschis până termină. Când se va termina în wallet aici, va apărea 00, da? Și va dispărea acest roșu cu out of sync, da? Dăm click la receive coin. Vedeți că acesta este adresa voastră, adică adresa pe care veți primi Bitcoin. Ok, v-am arătat acum despre wallet, pe wallet-ul sau portofelul vostru, îi ziceți și voi cum doriți, îl lăsați să se sincronizeze, adresa vi s-a generat odată cu pornirea acestei aplicații, această adresă se va schimba în cazul în care ștergeți sau reinstalați sistemul de operare. Asta v-am spus să aveți grijă. Ok, pentru fiecare bloc generat, adică fiecare
Acest Bitcoin este, această monedă este formată din mai multe blocuri, da? Fiecare bloc conține 25 de bitcoins. Fiecare bitcoin, să zic așa, este destul de greu de generat cu o placă video simplă. Trebuie să aveți niște plăci de video, niște plăci video, să zic așa, cam de ultimă generație pentru a putea primi, să zic așa, sau a face niște bani mai serioși. Însă eu vă explic exact ce trebuie să faceți și vom crea și tutoriale despre cum se creează un sistem pentru minat, adică pentru generarea monedei Bitcoin. Ok, noi suntem acum pe pool-ul 550btc.com. Acesta este un pool, haideți să vă explic și ce face și cu ce ne ajută, da? Pentru a genera, pentru a decripta un bloc care conține 25 de Bitcoin, avem nevoie de o putere de calculare, da? Vedeți că puterea de calculare este de 11279 de gigahash pe secundă. Adică el rezolvă 11279 de operații pe secundă, da? Gigahash, știți că giga e mai mare decât mega hash, da? Adică este o putere foarte mare. De ce avem nevoie de acest lucru? Pentru că dificultatea la Bitcoin crește cu fiecare bloc care a fost decriptat, să zic așa. Da, se decriptează un bloc, crește dificultatea și este nevoie de putere de calculare din ce în ce mai mare. Tocmai de aceea vă spun că aveți nevoie de niște plăci video destul de serioase, pentru că cu o placă standard, să zic așa, numai ori ardeți placa, ori consumați curentul degeaba. Haideți să ne și înregistrăm la acest pool ca să vă și arăt cum funcționează. Aici trecem adresa de mail și o parolă, da? Acești bitcoins pot fi, să zic așa, ok, vom scrie din nou adresa de email și parola. Am avut o mică problemă cu internetul, însă s-a rezolvat. Bun, după cum vedeți, ne-am creat, să zic așa, contul pe pool-ul 50btc.com. Aici avem felul următor, da? Avem current speed, adică viteza cu care minează, să zic așa, calculatorul nostru, active workers, adică câți utilizatori lucrează pe acest cont, payout și block found, da? Câte blocuri am creat noi, da? Vedeți, în data de 17.04, dificultatea era de 8.974.296, da? Aici avem top 10 mineri, să zic așa. Vedeți, overclockers, Rusia, Belarus, Ucraina. A fost un pool și românesc, dar s-a cam înțepat lumea, să zic așa, pentru că a fost un fake în urmă cu ceva timp. Ok, asta vreau să vă spun înainte să vă apucați de minat. Vreau să vă spun că aveți nevoie de o placă video bună. Bună, mă refer, o placă de la 1000 de RON în sus. Bun, haideți să ne setăm minerul, adică să punem calculatorul la treabă, să zic așa, da? Să descărcăm și arhiva. Dăm click pe keep, pentru că am fost anunțat că nu este bună arhiva, da? Și am să vă și arăt cam cât puteți genera cu o placă medie, însă asta este din nou un subiect care atinge, să zic așa, adică durează destul de mult timp încât să pot să vă explic, să înțelegeți și voi. În principiu, ca să câștigați bani din Bitcoin, aveți nevoie de o placă video performantă, da? O placă video și expres să fie ATI, nu Nvidia. Nvidia este cam la jumătatea din puterea plăcilor ATI la acest tip de procesare.
extragem pe desktop acest fișier. Ok, îl deschidem și da, vedeți, nu am framework-ul instalat. Am să las ca să vedeți și voi, că probabil o să primiți aceeași eroare, da? Căutăm pe Google Framework 4, îl descărcăm de pe Microsoft.com și îl instalăm. Am să vă pun link și către acest framework. Acum, până se face această instalare, am să opresc tutorialul să nu dureze foarte mult timp. După ce am instalat framework-ul, în cazul în care nu pornește sau ăsta, dați un restart la calculator, da? Ok, selectați Advanced, să zic așa. Aici trebuie să vă scrieți adresa de e-mail. anunțuri@ccr.gmail.com, parola pe care ați setat-o când v-ați crea contul, pool 50btc.com, portul rămâne același. La backup puteți să scrieți din nou același lucru, selectați pool 50btc.com, portul 8332, da? Acum selectați cu ce doriți să minați, cu KGI Miner, Diablo Miner, Phoenix sau POC, da? Eu las KGI Miner. Device, vedeți că am un ATI Radeon HD 4600. Bun. Deci cu acesta voi mina. Acum haideți să vă arăt un lucru destul de interesant. Wikipedia GPU Bitcoin Hardware Comparison, da? Probabil că la prima vedere pentru voi, ce să zic eu, este un nimic, da? Ca un cod sursă din care nu înțelegem nimic. Însă fiecare cifră de aici este un model de placă video, da? Eu am o placă video, un model de 4600, da? Normal ar trebui să fie pe aici, pe undeva. Haideți să vedem dacă și găsesc. Însă nu este, pentru că este o placă foarte slabă, este un ATI Radeon 4600 pe 512 MB, care practic dacă i-aș da drumul ar crăpa calculatorul instantaneu. Ok, însă haideți să vedem puțin despre alte plăci. Da? Vedeți că aici, deci în primul tabel avem modelul, MHz pe secundă și cu ce miner să-l folosim, da? V-am arătat eu mai devreme că avem KG Miner, Diablo, Phoenix și POC, da? Ok, haideți să vedem că cu cât dăm cu scrollul în jos, vedeți că aceste cifre cresc, adică acest MHz pe secundă, da? Vedeți că avem la, haideți să luăm o placă puțin mai mare, vedeți că avem o placă video ATI Radeon 5770 care merge cu 214 MHz pe secundă cu Phoenix 150, da? Adică de aici selectăm Phoenix și pe Windows 7 pe 64 de bits, da? Haideți să vă și arăt placa. Da, vedeți că este o placă ATI Radeon HD de 1024 de mega. Ok, și prețul nu îmi sare în ochi prețul acum, dar o să vă uitați voi de preț. Ok, da, vedeți, avem acea placă și vom merge cu 205 MHz pe secundă, da? Aceasta este placa 5770. Ok. Acum haideți să mergem din nou pe 50btc.com, mergem la dashboard și să dau un search la calculator. Da, vedeți aici reward calculator, da? Vedeți că momentan dificultatea este 897.000 și blocul, ultimul bloc minat este 233.000, da?
și noi vom introduce acei mega hash, da? Și am zis că 205 parcă, da? Haideți să ne uităm o dată, 205,5. Adică ne va genera 1,6 dolari pe zi. O placă, da? Haideți totuși să vedem un preț. Da, nu apare nici aici. Da, vedeți că această placă este 1094 de lei pe Evomag. În fine, despre acest lucru vom vorbi într-un tutorial diferit, pentru că avem despre ce vorbi, spre fericirea noastră. Ok, deci eu dacă aș comanda acum acea placă de care va merge cu 205 MHz pe secundă, aș genera un venit total pe zi de 1,6 dolari, adică 0,01 BTC. Într-un calcul scurt și sumar, pe care vreau să vi-l arăt și vouă, ar veni 0,01 ori 30 de zile, da? Ar veni 0,3. Deci am genera 0,3 BTC la un curs normal, care este cursul, vedeți aici, 143 de dolari ori 143, am câștigat cu o placă de genul 42 de dolari în fiecare lună. Evident, toate aceste lucruri se întâmplă doar în momentul în care fac eu acest tutorial. Adică prețul poate să crească sau poate să scadă. Asta nu va ști nimeni niciodată. Toată lumea are tendința să spună că va crește, dar probabil că va stagna, probabil că va crește. Acesta este o speculă și despre asta vom vorbi altă dată. Ok, după ce v-ați setat sau puteți bifa Select All, puteți bifa Enable CPU Mining. În cazul în care doriți să minați cu procesorul vostru, să vă gândiți că placa dumneavoastră video face cu câteva sute de ori mai repede acele rezolvări decât face un procesor. Pentru că placa video este dedicată doar pentru jocuri, este creată doar pentru grafică, să zic așa, pentru procesarea grafică, iar un procesor face mai multe lucruri odată, tocmai de aceea este atât de lent în cazul nostru. Vedeți că 50 miner ne oferă și posibilitatea pentru Litecoin mining, însă noi vom mina Litecoin pe un pool românesc. Ok, atât despre Bitcoin. Să sperăm că prețul va crește pentru cei care au investit deja. Probabil că mulți dintre voi se vor gândi și vor exista discuții extrem de aprinse pe acest Bitcoin, însă eu vă stau la dispoziție. Dacă aveți întrebări, comentarii, nu ezitați să ne scrieți un comentariu, iar noi vom răspunde în cel mai scurt timp posibil. Într-un tutorial viitor am să vă arăt sau am să vă prezint cum, de unde vă achiziționați un rig, să zic așa, sau un calculator care să special pentru minat, pentru că avem nevoie de niște surse puternice, de niște plăci de bază care să suporte 2, 3 sau 5 plăci video și așa mai departe, da? Eu am fost Adrian, iar voi ați fost pe tutorialevideo.info la subiectul Bitcoin. La revedere!